Arsenal Malu este neînvins în campionatul județean de fotbal de o jumătate de an și se află pe prima poziție în clasamentul Seriei de Sud. Malu și-a consolidat poziția de lider după ultima etapă când a reușit încă un scor uriaș cu AS Prundu pe teren propriu. Tunariu a învins cu 8-0 prin golurile lui Damian de 3 ori, Jelescu cu o dublă, iar Del Piero, Marcu și Danciu au înscris câte un gol. Mălurenii au ascultat sfaturile cunoscutului cântăreț Pepe, care i-a îndemnat să marcheze multe goluri. Am un sfat pentru Arsenal Malu. Fraților, fotbalul se joacă pe goluri. Înscrieți! Cred că cele mai importante sunt cele 3 puncte și modul în care echipa noastră se mișcă. Nu știu dacă faptul că se marchează multe goluri este atât de important. Sunt mulți, mulți din showbiz, multe persoane publice din România care ne-au făcut declarații de dragoste, între ghilimele. Urmărind cu atenție evoluțiile tunarilor, Horia Brenciu s-a hotărât să oprească șirul de victorii al lui Arsenal Malu și împreună cu trupa sa a anunțat că își va face o echipă care să-i bată pe tunari. Noi suntem echipa Brenciu. Dacă vreți să promovați, va trebui să vă luptați cu noi. Și dacă veți promova, noi o să vă dedicăm o melodie. Așa că vă dorim mult succes și așteptăm data la care noi ne vom înfrunta. Pentru că noi suntem cea mai puternică echipă din lume. Liga Campionilor, Liga Mașiniștilor. Așadar, Arsenal Malu, vă așteptăm la meci. Baftă la promovare! Horia Brenciu ne-a făcut propunerea, ne-a promis că o să ne și compună un cântec special pentru Arsenal Malu după ce vom promova. O să vă anunțăm din timp și când va avea loc acest meci, dar în momentul de față important pentru noi și pentru echipă sunt meciurile oficiale din campionat, sunt meciurile ce vor urma de la play-off, de la baraj, dacă vom ajunge acolo, Doamne ajută, și după aceea avem timp să ne și distrăm cu meciuri amicale. Totuși, Arsenal Malu nu a realizat scorul etapei. Cele mai multe goluri a marcat chiar principala rivală a mălurenilor. Unirea Izvoarele a zdrobit-o pe Voința Slobozia cu 12-0.